Fade 100 live now. Install the best version of you. Hei, hey, dragii mei și mai ales dragile mele, desigur, sunteți la Upgrade 100 Live, ediția 95. Oh. Servim cultură digitală și tehnologie, live FM la Radio Guerilla, podcast, edit scurt și cuprinzător, găsiți pe upgrade100.live. Eu sunt Dragoș Stanca, antreprenor, emitent de opinii uneori nesolicitate și pasionat de butoane și de media. Discutăm astăzi despre nevoia de know-how, expertiză, capital de start și de validare a ideilor de startup tech aflate la început de drum în România. Upgrade 100. Focus. Asta pentru că anunțăm în premieră la Upgrade 100 un proiect gândit de colegii noștri din echipa How to Web. Alături de mine este în studioul Radio Guerilla și Upgrade 100 Bogdan Iordache, fondatorul acestei inițiative. Salut, Bogdan, bine ai venit și revenit la noi. Salut, Dragoș, bine v-am găsit. Mai ținem puțin suspansul pentru că ne respectăm sub sloganul de la această frumoasă producție, Lumea Bună se adună la Radio Guerilla. Să-i prezint și pe colegii invitați pentru această discuție. Mai exact, în ordine alfabetică, avem așa Alexandru Agatinei de la How to App Startup Programs Manager. Salut, Alexandru! Salut, salut! Sperăm că ne și auzim și ne auzim, iată. Dani Oroș, Head of Marketing la Google și YouTube în România, de asemenea principalul vinovat pentru programul Google for Startups. Salut, Dan! Salutare! Ne auzim, da? Bun! Și Monica Obogeanu, Startup Programs Manager la Orange, este alături de noi, tot în regim pandemic de acasă. Sărut, mâna, Monica! Bună, Dragoș! Bună tuturor! Perfect! Și Ștefan Buciuc, CEO la BCR Social Finance. Salut! Salut, salut, Dragoș, și bună tuturor! Iată că ne auzim cu toată lumea și în curând, azi mâine, o să vedeți și pe YouTube această discuție, deocamdată exclusiv în FM. Așadar, Bogdan, lumea bună s-a adunat, ne-am testat și tehnic și pentru alte cele. Hai să spunem ce ați gândit și ce ați pregătit pentru comunitatea de antreprenori din România. Ce lansăm astăzi la Upgrade 100? Astăzi la Upgrade 100 lansăm Launch, comunitatea fondatorilor de startups, un proiect pe care l-am debutat în beta și privat de câteva luni deja. Ok. Launch este un proiect care face accesibile o largă listă de mentori, experți, investitori către companii care sunt foarte la început și dublăm tot accesul acesta la resurse cu un program de orientare, îi spunem, care permite companiilor, permite startup-urilor very early stage să facă check-in-uri lunare cu membrii echipei noastre și vine numai în engleză, să enable tot network-ul ăsta pe care îl pune la dispoziția lor. Bun, deci, practic, Launch este o comunitate care aduce alături de fondatorii de noi proiecte antreprenoriale tech, peste 100 de mentori, fondatori de succes și experți din companii de tehnologie, precum și câteva zeci de investitori și companii interesate de proiecte pilot. Ăsta e motivul pentru care în acest parteneriat există și cei de la Orange și cei de la BCR Social Finance și cei de la Google. Practic este o platformă prin care încercați să ajutați startup-urile foarte
la început, deci nu ne referim la proiecte mature și din ce am discutat înainte de a mă entuziasma și eu alături de voi, de asta v-am și propus, hai să vorbim mai pe larg, să facem o emisiune, să lansăm, să nu știu ce. Avem trei piloni, program de inducție care îi pregătește pe antreprenori pentru oportunități, check-in-ul lunar, care e foarte valoros, în opinia mea, pentru identificarea barierelor, pentru că o discuție cu un mentor poate să te salveze de ani de chin sau de sute de mii de euro pierduți. Și, last but not least, acces la un know-how relevant prin conectarea cu fondatori și executivi cu experiență, prin sesiuni periodice cu investitori specializați și așa mai departe. Foarte interesant proiectul și de asta am zis hai să-l dezbatem puțin, să analizăm de ce e o idee interesantă și odată ce am lămurit în principiu cam ce ar fi, aș vrea să facem așa un tur de masă virtuală și să pornim așa o mică dezbatere stil Clubhouse cu toți oamenii valoroși și cu idei și expertiză avansată pe care avem astăzi, ca să lămurim odată, pornind de la acest pretext, cam cum stă ecosistemul în momentul ăsta, ce nevoie acoperă launch și știu eu ce alte subiecte o să ne mai vină în minte pe parcurs. Bun, hai să vedem puțin și perspectiva, să spunem așa, mai corporate și o să mă adresez, evident, doamnei care ne însoțește în discuția astăzi, și anume Monica de la Orange. Monica, de ce o corporație, un gigant telecom, este interesat de o astfel de inițiativă? Cum relaționează un grup ca Orange France Telecom cu zona aceasta de business foarte, foarte la început? Da, dacă ai luat-o cu grupul, povestim așa un pic din afară înspre România. Da. Grupul Orange a lansat programul Orange Fab, care este un accelerator corporate, se numește el, e o categorie specială de acceleratoare rulate de corporații pentru a lucra mai bine alături de startup-uri cu diverse scopuri. Bineînțeles, până la urmă, pentru noi scopul final este să aducem produse cât mai bune și cât mai noi și valoroase pentru clienții noștri, fie că vorbim de clienții persoane fizice, fie că vorbim de clienții business-uri. Grupul, ziceam, a lansat în 2013 primul accelerator Orange Fab în Silicon Valley și de atunci a extins rețeaua asta. Acum sunt Orange Fab-uri în 18 țări. În România rulăm programul din 2017 și am lucrat până acum cu 30 de startup-uri. E valoros pentru noi. Până la urmă suntem o companie de comunicații care dă așa stratul de bază, să zicem. Dezvoltăm și noi produse utile pentru utilizatori, dar nu vrem să ne constrângem doar la ceea ce putem să dezvoltăm noi. Și are foarte mult sens să combinăm cumva resursele de companie mare cu agilitatea și cu inventivitatea oamenilor. Practic Orange face în continuare ce face orice companie cu o viziune suficient de corectă și anume încearcă să capteze această energie din zona de startup-uri și să-și creeze practic propria competiție. Publicul Upgrade 100 este probabil familiarizat și cu programele Orange, cu Orange Fab, de pe vremea când ne vedeam la evenimentele fizice, înainte de pandemie, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar chiar și How to Web era pe vremuri un eveniment. Și acum, iată, facem media profesională și pe alocuri profesionistă și pe alocuri nu chiar așa de profesionistă, când mai intervin eu, așa neinspirat. Ștefan, BCR Social Finance este o structură din cadrul grupului BCR care nu are o vizibilitate așa extraordinar de mare, nefiind un produs cu bugete mari de comunicare, așa că o să te rugăm două lucruri. Unu, să ne explici ce este BCR Social Finance, pentru că e diferit de banca în sine. Și doi, ce căutați voi în această inițiativă? Ce căutați și la propriu și la figurat?
Da, mulțumesc, Dragoș. BCR Social Finance, suntem brațul de impact al grupului Erste și BCR în România. Acționarii noștri sunt BCR Group și Fundația Erste. Pe noi ne interesează impactul social în principal și crearea de joburi. Okay. Menținerea, crearea de joburi în România. Ne interesează cum sprijinim zona de populație vulnerabilă din România și cum creștem, pentru că suntem la subiectul de azi cu zona de startup și tehnologie, cum creștem antreprenorii români. Și, de fapt, cred că toată ecuația noastră este construită în jurul ideii de manufacturat, creat și manufacturat în România. Și asta vrem să sprijinim foarte mult în următoarea perioadă. Nu am fost foarte vizibil în comunicare până acum, pentru că am vrut să construim foarte mult în spate. În următoarea perioadă vom fi mult mai vizibili și de asta suntem și azi aici, pentru că noi credem în grupul BCR că putem face foarte multe pentru România. De ce launch pentru noi? Peste 50% din joburile de azi, în următorii 50 ani, nu vor mai exista sau vor fi complet diferite față de astăzi. Și atunci, tehnologia este unul din elementele principale care vor contribui la aceste schimbări. Și ne uităm către viitor. E nevoie ca startups din România să aibă structură și să aibă baze solide și de asta launch și acceleratorul de care discutăm astăzi. Și la fel, tehnologiile made in RAW, create și manufacturate în România, ar trebui, zic eu, să rămână și în România și să contribuie foarte mult la dezvoltarea României. Dan, de ce Google în proiect și cum susțineți voi startup-urile foarte, foarte incipiente sau la început de drum în zona de tech? Și ce crezi că ar mai trebui să precizăm din punctul vostru de vedere? Ajutăm prin soluții, prin mentorat și suport și, nu în ultimul rând, prin acces la resurse și oportunități. De la credit de Google Cloud până la intro la investitori, încercăm să fim cât mai de ajutor. De asemenea, susținem și ecosistemul local ca parteneri pentru cele mai importante conferințe de tehnologie și startup-uri. Menționai How to Web, Techsylvania, Upgrade 100, dar și programe de accelerare, precum Techcelerator sau Step Forward de la TechHub și, desigur, începând de acum și inițiativele Launch. Și, în ultimul rând, avem și noi o serie de inițiative interne, cum ar fi Google Startup School sau alte acceleratoare proprii. Obiectivele strategice pentru Google sunt diferite vis-a-vis de modul în care o corporație se apropie de ecosistem. Vă uitați mai degrabă la un sprijin pentru ca aceste startup-uri să folosească ecosistemul Google sau există inclusiv, nu știu, o posibilitate cumva mai vizibilă de a intra în atenția Google pentru investiții sau alte parteneriate mai avansate. Cam care e filozofia așa? Din ce se poate împărtăși publică? Știu că e mai greu la voi cu transparența. Nu, suntem foarte transparenți. În primul rând, ne dorim să susținem inovația local. În al doilea rând, interesele noastre sunt foarte aliniate cu interesele startup-urilor, în sensul în care dacă un startup crește, se extinde internațional, în același timp acel startup lucrează cu noi și creștem și noi împreună cu el. Deci e o colaborare extrem de productivă pentru ambele părți. Și da, poate pe termen lung putem discuta și de zona de investiții. În cadrul Alphabet există câteva companii care fac investiții în startup-uri și chiar am avut în ultimii 2 ani destul de multe activități în România. De exemplu, Capital G, care a investit în UiPath, sau Google Gradient Ventures, care a investit în Typing DNA. Deci, de ce nu? Da. Sau chiar cea mai mediatizată achiziția Google cu ceva DNA românesc, Fitbit, practic. Exact. Bun, Alexandru, am depășit faza de intro-uri și warm-up, așa. Hai să intrăm în the real thing și să ne povestești tu ca the doer. Ce va fi efectiv launch din punct de vedere practic, dincolo de aceste, mă rog, mărețe, obiective și planuri? Concret, am un startup, sunt în zona de tehnologie, 26 de ani, după cum se va putea vedea pe YouTube începând de miercuri, un proiect care e cumva pornit, dar nu încă super matur. Ce mi oferă launch, de ce ar trebui să
vă caut, cum abordați provocarea? Ce aș menționa încă de la început și ce face Launch să fie diferit de, ca specie așa, de activități pentru startups și de ce Launch este o comunitate și nu un program, este pentru că noi cu toții suntem doer, noi cei pe care îi vezi aici în ecran și mulți alți oameni din companiile și organizațiile pe care le vezi, și asta îl face diferit. Și pentru că noi toți cei de aici venim să aducem împreună toți stakeholderii ăștia de care zicea Bogdan la începutul emisiunii și reiau doar puțin, pentru că ce se întâmplă după aia pentru fondatori este că trec printr-un proces, începem cu un program de inducție, apoi avem acele check-in-uri lunare, au acces la expertiză relevantă tot timpul și pe tot parcursul dezvoltării lor, mă refer la fondatori și la startup-uri, nu doar o perioadă scurtă de timp, ci suntem alături de ei pe parcursul unui an de zile, de fapt ani de zile, dar cel puțin în primul an de zile facem aceste check-in-uri lunare, din momentul în care ne intersectăm cu ei și începem să lucrăm. Constant au sesiunile de pitching cu investitori specializați în tehnologie, accesul la companiile care sunt dispuse să dezvolte proiectele pilot și totul se întâmplă într-o formă de într-un continuu momentum așa de feedback pe care poate să-l aibă de la toți jucătorii ăștia. Și tot ce o să vedeți pe website începând de mâine dimineață, că tot facem acum o premieră a ce se va întâmpla, ce va fi public de mâine încolo, toți oamenii ăștia care vin din companii din toate industriile, dacă nu aproape toate industriile, dacă nu chiar toate industriile, și care sunt operatori mai mult decât, adică expertiza lor vine numai cu ani de experiență în anumite domenii, dar sunt și operatori în mediul ăsta care este specific al startup-urilor și al companiilor mici care s-au dezvoltat de-a lungul timpului. Așa că avem și noi la fel de multă treabă pe cât oferim și fondatorilor în a aduce toți oamenii ăștia la un loc și sunt deja peste 100 de oameni și asta pentru că am avut de făcut și alte chestii între timp care sunt gata să-i cunoască pe fondatori și să-i ajute în funcție de provocările pe care le au, cum bine spuneau și colegii noștri mai devreme, că așa ne numim în Launch, fiind cu toții coorganizatorii acestei comunități. Suntem gata să-i punem în legătură pe acești oameni care au experiență și expertiză cu fondatorii pe măsură ce ne dăm seama, și asta e o chestie pentru care ne stoarcem creierele și în perioada de început când lucrăm cu fondatorii, este să ne dăm seama de ce au nevoie de fapt. Și asta este un subiect, poate îl arunc pur și simplu pentru mai încolo, dacă vreți să îl discutăm, de ce au nevoie fondatorii de fapt. Așa cum consumatorii nu știu ce vor, nici antreprenorii nu știu întotdeauna ce vor. Bogdan, voi să completezi. Către procesul ăsta, da. Aș vrea să adaug un singur lucru. Spuneai ce va fi Launch în viitor. Launch există, noi am început să facem Launch din februarie. Și ce se întâmplă în fiecare lună este că avem un proces de inducție pentru un număr redus de startups pe care le primim în comunitate. Rulăm procesul ăsta de inducție lunar. Deci în orice moment avem aplicările deschise. Cine vrea să aplice, poate să aplice oricând. Dacă nu e acum momentul tău, te putem amâna pentru un pic mai târziu. Dar acum suntem deja la al treilea batch de startup-uri. Am lansat Launch în momentul în care procesul de lucru este destul de, să spunem, clarificat, pentru că am făcut o grămadă de iterații prin el. Și cam ce-ți povestim acum, sperăm că va fi și în viitor. Deci nu este un plan, este ceva ce deja se întâmplă. Bun, în spiritul sub sloganului nostru cu No Bullshit, o să te rog frumos să îți imaginezi că Launch este la urma urmelor un startup, da? Care intră în Launch. Așa. Și beneficiază de ecosistem. Ce ar face Launch pentru Launch? Dacă Launch ar fi parte din Launch. Asta ar fi e o definiție recursivă foarte interesantă, pentru că dacă
e, deci Launch are deja acces la toți mentorii la care Launch are acces. Și asta face să fie o întrebare prima dată, o întrebare un pic dificilă, dar pot să-ți spun de exemplu pentru startup-urile care au trecut deja prin procesul ăsta de inducție din Launch și cred că avem primul batch, ne apropiem de al doilea check-in lunar. Sunt trei lucruri diferite care li se întâmplă. În primul rând că în procesul ăla de inducție îți iei, mă scuzați, foarte multe palme după ceafă. Okay. Pentru că stai de vorbă cu foarte mulți Cu beeper, oameni, oameni cu experiență care te prind într-un mediu în care trebuie să spună exact ceea ce cred și de multe ori ce afli despre ceea ce faci nu e neapărat ceea ce îți dorești. Fondatorii descoperă o grămadă de probleme pe care mica lor bijuterie, care este la început, le are și foarte mulți am văzut că își reglează parcursul, își prioritizează altfel lucrurile pentru perioada imediat următoare. Asta e unul, reprioritizare și acest... Bun, deci Launch, dacă ar intra în Launch, ar zice, uite, vrem să facem o comunitate pentru antreprenorii din tech și cineva ar putea să vină să-i spună, bă, o tâmpenie, deci n-are, ai LinkedIn, ai toate, nu ai nevoie de treaba asta și tu o să insiști și până la urmă o să convingi eventual și până la urmă se va dovedi că tu ai dreptate sau mentorul. Adică la urma urmei, he said, she said, nu? La urma urmelor, totuși, oamenii poate n-ar trebui să renunțe din prima la o discuție mai dură, nu? Cu cineva care ar fi sfatul. Feedback-ul e feedback. Mm-hmm. Nu trebuie să renunți la părerile tale, trebuie să iei părerile celuilalt sau pale tale să le testezi. Da, okay. Să vezi what works. Trebuie să fii în mindset-ul în care să te gândești că poate tu chiar nu ai nimerit-o. And therefore, numai realitatea poate să-ți arate deci, dacă e sau nu e. Odată se validează ideea per se, înțeleg. Adică se poate valida ideea, conceptul, da? Poate, nu știu, vrei să faci al 18-lea Clubhouse pe Android sau... Dar cineva o să-ți spună cineva o să zică, poate dacă zic 3, până la urmă chiar crezi. Am trecut de etapa validării ideii. Ce urmează mai departe? În procesul ăsta de inducție pe care îl facem, founderii trec printr-o serie de exerciții pe care le-am dezvoltat în perioada asta și care se aplică strict startup-ului lor, adică nu e nimic teorie sau nu ne interesează partea teoretică, este pur și simplu un exercițiu de planning și de lucru pentru a-ți credem noi, crește șansele de succes. Cum muncești în zona asta de startups, e foarte important să muncești iterativ pe numere, să te uiți mereu la procesul ăsta de validare, care este foarte important. Odată ce treaba asta s-a încheiat, avem de lucru la pitch și se încheie cu un private event în care invităm investitori cu care, cărora le pitch-uiești. Ridici sau nu ridici bani, asta rămâne de văzut. Avem un prim startup care acum e aproape să închidă o primă rundă de finanțare, dar rămâi într-o relație cu ei. Și apoi ești partea comunității, fiind partea comunității ai acces la toate activitățile care se întâmplă. Pe de-o parte, check-in-ul ăsta lunar, care te ajută să keep the momentum, să nu pierzi din viteză și să-ți faci ordine în priorități. Așa asemăna cu meeting-urile pe care companiile investite le au în cadrul unui board cu investitorii. Cam asta e logica lui. Și care îți permit să ne ajută pe noi, de fapt, să te punem în contact cu experții, cu investitorii, cu companiile care ar putea să faci proiecte pilot pe care le avem recrutate. Și așa cum spuneam, avem peste 100 de mentori recrutați, deocamdată vor fi mai mulți și aproape toți investitorii care sunt activi în piața din România, plus mai mult de 10 companii cu care sunt deschise pentru a li se propune proiecte pilot. Da. Bine, nu toți mentorii sunt chiar ok, că o să mă găsiți și pe mine acolo, dar mă puteți căuta ca să vă recomand un mentor bun, dacă e că știu cine e bun. Bun.
O să vreau să facem un mic tur al partenerilor acestui proiect, să reîncepem cu Monica. Întrebarea fiind pentru toată lumea, care este principalul rol pe care îl veți juca în această poveste? Adică, concret, cu ce veți contribui și eventual care ar fi, nu știu, un scenariu ideal în care ați dori să se deruleze povestea asta și ce alte informații credeți că sunt importante de reținut de cei care ar putea eventual fi interesați? Monica. Eu, în primul rând, sunt mentor și eu în program. Unde pot eu să ajut, ajut, unde nu, recomand și eu mai departe. Mai știu și eu câți oameni buni. Avem o serie de colegi experți pe diverse teme și aici vorbim de la temele ce țin de tehnologie și de securitate cibernetică a datelor. De asemenea, e important și pentru noi ca aceste startup-uri care sunt la început de drum să înțeleagă cum e ok să-ți construiești afacerea, ținând cont de faptul că tu mâine trebuie să existi ca și startup, dar și având perspectiva că o să existi ca și startup și peste 10 ani și ce faci tu acum are un impact și asupra oamenilor cu care te întâlnești pe drum și asupra mediului înconjurător și contribuim în sensul ăsta cu materiale educative și cu workshop-uri. De asemenea, cumva ideal pentru noi este să descoperim startup-uri de care nu știam deja sau startup-uri pe care le cunoaștem și sunt mai la început de drum, să câștige cunoștințe și conexiuni solide ca să crească bine, astfel încât ulterior ele să intre și în pipeline-ul nostru de startup-uri cu care lucrăm activ în mod direct. Okay. Bineînțeles, la nevoie suntem aici cu tot ce ține de conexiuni de soluții de conectivitate și tot ce au nevoie ca să-și crească afacerile și produsele. Ștefan, cum se vede din unghiul BCR Social Finance? Ce așteptați voi și ce contribuție veți avea concret? În primul rând îmi place că suntem toți duori aici și am auzit cuvântul ăsta de mai multe ori. Evident că suntem și noi mentori și sunt mulți mentori din universul BCR Group și Erste. Și aici avem o experiență foarte largă pe zona de startups, pe zona de finanțare business-uri micro, finanțare tech. Pentru noi e foarte important să fim prezenți aici și mentoratul și partea de, dacă vreți, școală de business, cred că e unul din elementele cele mai importante pe care le putem avea în launch. Numărul 2, prin creditare. La momentul acesta putem finanța tech și vrem să facem asta, putem finanța antreprenori care au peste 12 luni de activitate. Am crezut că 12 ani era... În curând s-ar putea să... Poate fi. Sau antreprenori care chiar au sub 12 luni de activitate, dar au experiență în domeniul lor. E foarte important pentru noi să sprijinim comunitatea de startup pe zona de tech. Anul trecut am făcut un pilot și am finanțat un business pe zona de tech în zona de fonduri europene, Horizon 2020, și pentru noi e foarte important să facem conexiunea între ce înseamnă viitorul, folosirea fondurilor europene, modul în care noi ajutăm business-urile la început să poată utiliza și folosi fondurile europene. Vrem să extindem asta? Și pentru noi e la fel de important ca și pentru partenerii noștri ca startup-urile să dezvolte și să le ajutăm să dezvolte în România. Dan Oroș, din punct de vedere al unui gigant tech global cu o prezență foarte vizibilă și în România, contribuție și ce rol efectiv îți propui tu să jucați într-un scenariu ideal? Și noi avem cel puțin 5 colegi care vor participa ca mentor și alții care ar vrea să se alăture. Oferim acces la resurse educaționale, dar și la resurse specifice, cum menționam de create Google Cloud pentru cei care vor să accelereze creșterea. Putem să oferim analize pe diferite industrii în funcție de interesul startup-urilor, acces la specialiști, iar cele care vor reuși sau vor merge la următoarea etapă, acces la acceleratoarele noastre din Europa, din Statele Unite, și nu în ultimul rând la investitori, atât locali, dar cumva cei locali sunt acoperiți deja de launch, dar și cei internaționali. Și aș menționa nu în ultimul rând ceva ce este destul de important pentru fiecare startup, o intrare
pentru tot ce înseamnă că sistemul Google și YouTube în România. O persoană de contact, un punct de contact pentru problemele pe care sau provocările pe care le au când utilizează diferite soluții. Bun, Alexandru și Bogdan, dacă doriți să completați informațiile, am o întrebare care o văd venind destul de des și din partea ascultătorilor. Cam cum ar trebui să arate un proiect care ar fi interesant pentru launch? Adică un soi de portret robot al unui startup. Am auzit câteva mențiuni, să aibă oarecare vechime, să aibă un produs care deja funcționează puțin, dar hai să dăm niște, nu știu, minime cerințe pe care ar trebui să le îndeplinească un startup ca să fie interesant pentru partenerii din acest proiect. A spune că ne uităm la startup-uri care au un produs lansat. Uh-huh. Deci nu doar PowerPoint, nu doar idee, nu doar fac Netflix mai mișto. Nu, okay. Pentru că drumul de la idee la ceva concret este foarte lung și de multe ori schimb complet decul ăla cu ce ți-ai propus inițial. E o mare diferență între ce îți dorești să faci și ce poți să faci. Și ne uităm, deci, la lucrurile pe care le poți face și ne uităm foarte mult la founder cu atitudinea corectă. Okay. Alex, tu cum ai zice? Cu atitudinea corectă trebuie să intre, să spună, fii atent ce idee am acest produs. Pam, pam, ochelari de soare, impresia artistică. Asta se referă Bogdan, nu? Cu cele câteva cohorte de fondatori ai startup-urilor cu care am lucrat deja, așa cum zicea Bogdan și merită menționator de câte ori posibil, am observat că este foarte important și asta a venit către noi mai degrabă, că poate ne-am uitat la chestiile astea așa de detaliu. Care este relația fondatorului cu produsul și care este relația fondatorului în piața pentru care el dezvoltă produsul? Mai concret, adică cât de bine știe, cât de multă experiență are în industria respectivă, și am observat că majoritatea celor cu care am lucrat și cumva formează profilul ăsta, nu ideal, dar mai potrivit ca și stadiu. Deci, una la mână, e important să ai un produs și să fii avut feedback-ul ăsta de la piață, de la clienți. Pentru că, așa cum știa și Bogdan, drumul e lung și anevoios ca să treci de la idee la proces și suntem mai degrabă potriviți pentru tine atunci când ai deja produsul ăsta, ai deja feedback-ul de la niște utilizatori. Oricât de puțin sunt ei și oricât de minimalist este produsul tău la început. Dar foarte important este experiența pe care o ai tu în industria respectivă. Și majoritatea, dacă nu chiar toți fondatorii cu care am lucrat deja și ne așteptăm ca și cei cu care să vom lucra, sunt cei care înțeleg industria respectivă. Fie că au lucrat în industria aceea dintr-o altă companie sau și-au bătut capul cu provocările acelea, înțeleg ce fel de produs este necesar în piața pentru care dezvoltă produsul ăla. Dacă ne uităm la oricare din industrie, și am avut fondatori cam din toate industriile, de la recycling până la medical, de la finance la inclusiv cămine de bătrâni, adică e o plajă foarte, foarte largă de fondatori care sunt preocupați și în ultimii ani de zile, cel puțin, au acumulat frustrările și mai mult decât frustrările, cum zicea Ștefan, au sentimentul ăsta, de fapt nu sentimentul, au capacitatea asta de a face lucruri. Fie că sunt ei mai degrabă orientați către business development și nu au neapărat skill-urile tech, dar au reușit să creeze un prototip, sau că sunt niște oameni foarte buni în tech și chiar dacă le lipsesc skill-urile de business, s-au prins cum să testeze produsul respectiv, cum să-și testeze ideea respectivă și cum să creeze deja niște schițe de produs. Ne întreabă cineva dacă trebuie ca startup-ul să fie made in Romania sau este ok dacă unul dintre fondatori este român sau dacă există criterii de naționalitate cumva? Nu, există criterii de naționalitate destinat startup-urilor din România, dar dacă
Nu există, nu știu, știu că sunt destul de multe inițiative care cumva încearcă să-și atragă business în țara respectivă, adică e un avantaj dacă ai, nu știu, sediu fiscal în România sau nu contează? Nu verificăm sediu fiscal, dar Lonci este în limba română, totul se întâmplă în română. Da, un, ca dacă un, ca un, un fondator este român sau nu, poate să beneficieze și dacă toți colegii lui nu sunt români. Absolut, absolut. Da, da, nu este niciun fel de, de problemă și cred că am și avut startup-uri, mă rog, tot le zic companii, dar startup-ul de genul ăsta cu care am lucrat la programele de anul trecut, ale How To, la Demonites, cei de la Digitail, apropo, care chiar au luat investiție tot de la unul dintre fondurile Google, au trecut printr-un Demonite, ei nefiind în România, dar fiind români. Îi așteptăm cu drag. Da, mă rog, în zona asta nu prea mai contează naționalitatea, dragii noștri ascultători. Contează ideea, contează viabilitatea produsului și cam atât. Granițele în digital nu există. Și cu bune și cu rele, că uneori nu e chiar așa bine să nu fie granițe, dar asta e altă emisiune și altă temă. Ne mai întreabă destul de mulți, iată, nu știu de ce, pe Signal văd că se repetă de trei ori această întrebare, dacă există costuri pentru startup-urile care vor să intre în program. Nu există costuri. Programul este gratuit. Singurul issue este că trebuie să treci printr-un proces de selecție. Ok, ok. Ia, costuri există, trebuie să-ți cumperi singur toate cafeele și toate lucrurile care să te țină în viață cât timp îți dă noi de lucru, dar asta este probabil foarte puțin important. Bun, dacă vă uitați și spre alte domenii, nu doar tehnologie, mai întreabă vreo 3-4 ascultători, cel puțin din ce am văzut pe diagonal aici? Nu, noi ne pricepem la tehnologie foarte bine și nu ne pricepem la nimic altceva. Și n-ai rost să ne întindem. Chiar la nimic altceva. Chiar nu fi așa critic. Se poate. Nici la fotbal, adică este rău de tot. Haideți să vedem, dragi colegi și stimată colegă, dacă sunt completări, dacă sunt lucruri importante pe care credeți că ar trebui să le rețină tinerii sau tinerele startup-uri, că startup-ul poate să fie tânăr, dar fondatorii nu neapărat conform standardelor social acceptate. Am auzit întrebarea referitor la domeniul de activitate. Da, ne interesează tech, dar tech poate însemna foarte mult, de la biotech la orice tech. Și cred că asta e foarte important pentru startup-urile care vor să intre în launch, să înțeleagă. Pentru că sunt câteva cuvinte foarte circulate în zilele astea. ESG, da? Environment Social Governance și SDG, Social Development Goals. Practic, ideea este că nu avem planetă B și trebuie să vedem ce facem ca să putem locui pe planeta asta încă o perioadă. Dacă ne uităm la statisticile României, o să dau numai câteva, apropo de câte sunt pe mediu, câte sunt pe social sau câte sunt pe governance. Dacă vorbim de mediu, suntem ultima țară din Europa la nivel de investiții în mediu. Dacă vorbim de governance, suntem ultima țară din Europa la investiții în R&D. Dacă vorbim de social, 50% din populația României este în rural și este un decalaj uriaș între urban și rural. Am dat câteva cifre doar sau câteva statistici. Deci e foarte mult de făcut în orice domeniu. Nu este un text simplu și nu vorbim doar de codare. Vorbim de cum facem impact prin launch în societatea românească. Ștefan, în CV-ul tău așa am remarcat că ai și preocupări în zona, să spunem așa, implicării sociale. Ești unul dintre fondatorii Let's Do It Romania, încă membru în board. De asemenea, ai fost implicat în construcția și proiectul atelierului circular, care poate ne explice așa foarte pe scurt în ce a constat și așa mai departe, dincolo de activitatea ta de om din zona financiar, bancar și așa mai departe. Și mă interesează viziunea unui om cum ești tu, care se uită și dincolo de treaba asta, vis-a-vis de ce șanse au startup-urile care poate nu au neapărat un
potențial return on investment cuantificabil foarte clar. Există și această atitudine care nu neapărat sănătoasă din punctul meu de vedere, mă confrunt cu ea în discuțiile cu startup-urile, practic îmi sunt prezentate oportunitățile de investment ca și niște oportunități în cryptocurrency sau pe genul, șeful, dacă dai 20.000 în proiectul ăsta, eu zic că în maxim un an ne cumpără X și o să faci 1 milion și așa mai departe. Ce șanse mai au business-urile și startup-urile care poate își propun să rezolve, nu știu, probleme legate de ecologie, probleme legate de provocări culturale, probleme legate de, nu știu, rezolvarea problemei fake news și așa mai departe. I don't know. Anything but not a service, anything but not a concrete tech. Da, eu cred că e foarte important să adresăm problemele societății și șanse sunt și noi încercăm să le oferim. De asta suntem prezenți în launch. Ăsta e motivul principal pentru care suntem prezenți în launch. Nu cred că trebuie să ne uităm la startup-uri doar la un și ca owner sau fondator a unui startup să te uiți în principiu doar la un revenue stream sau cum poți cumpăra un startup sau vinde niște equity. E foarte important să te gândești și la latura dincolo de business, impactul pe care l-ai cu startup-ul tău. Și dacă vorbim de startup-uri, nu ne limităm doar la companii, putem să vorbim și de ONG-uri. Era un exemplu mai devreme, spunea Alex, de un cămin de bătrâni. Este un business, în același timp, care are un impact social foarte mare și este un business sustenabil. Este un gap uriaș în România, dacă ne referim la zona de asistență socială. Este foarte mult de dezvoltat aici. Este un gap uriaș dacă ne referim la educație. Este un gap uriaș dacă ne referim la healthcare. Sunt foarte, foarte multe elemente care, în principiu, pot fi construite în România și pot fi construite sustenabil. Având în vedere că toată lumea caută următorul UiPath sau mai nou următorul Elrond, ce sfat din partea unui om care asta face for a living ar merge către această zonă de antreprenoriat care nu își propune neapărat rezolvarea unei probleme comerciale. Unde ar putea să meargă și să, nu știu, solicite suport, mentorship și așa mai departe, dincolo de calculele așa mai mercantile pe care le facem? Inevitabil că, la urma urmei, economia trebuie să funcționeze, business trebuie să funcționeze. Noi facem asta și avem un program special de sprijinire a ONG-urilor și întreprinderilor sociale, avem un program special de sprijinire a startup-urilor și aici este un întreg ecosistem și de fapt de asta suntem azi în launch. Ecosistem care e compus din finanțatori, din fonduri europene, din mentori, din consultanți, toată lumea care poate contribui în așa fel încât un business să nu se ducă doar către o zonă de a face bani, să fie un business sustenabil, dar în același timp să aibă și impact. Noi în asta credem și cred că se poate face asta în România și într-un fel sau altul și eu sunt un exemplu pentru asta, pentru că fac asta de 10 ani deja în zona de implicare în societatea civilă. Cu rezultate, zic eu, bune, într-o cultură care nu sprijină neapărat voluntariatul sau construcția de business sustenabil. Da, asta e și durerea mea așa de mai trecut prin viață, că uneori e bine să ne uităm și la ce lăsăm în urmă, e bine să ne uităm și la ce clădim ca să fie mai bine pentru toată lumea, nu știu, proiecte educaționale și așa mai departe. Dacă mai sunt sugestii, idei pe zona asta, pentru că e o zonă într-o arie de interes destul de accentuat, pentru că văd și mesaje din partea ascultătorilor pe tema asta, pe genul, toată lumea e interesată doar de zona asta foarte tech cool, așa, dar alte probleme de genul, nu știu, copii analfabeti de la țară și așa mai departe, de asta nu se preocupă nimeni. Se pare că nici statul, pentru că, na, am ajuns să facem spitale din banii noștri, în curând o să facem și autostrăzi, probabil. Așa, Monica, te rog. Apropo de ce ziceai tu, e o problemă și în zona de heavy tech, să zic așa, că antreprenorii simt nevoia să facă poveștile astea în care o să crească și o să explodeze și o să fie UiPath în câțiva ani,
pentru că într-adevăr multe programe și investitori în general le-au evaluat potențialul de a crește exponențial. Ori sunt și startup-uri din zona de tech, nu știu, să-ți dau un exemplu, oamenii din IoT care trebuie să creeze produsele fizice, au potențialul de a crește, da, e un potențial de scalare, dar e liniar, adică e mai încet decât exponențialul ăla. Și asta e ceva așa diferit pe care ne-am propus să-l adresăm în launch, să nu mai prioritizăm strict pe baza potențialului exponențial. Adică, mă rog, foarte des se caută proiecte care nu presupun riscuri majore de tipul producție de utilaje, roboți și așa mai departe. E o zonă cu un risc mult mai ridicat și cu costuri foarte mari. Bun. Eu aș adăuga ceva aici. Te rog, Dan. Cred că până la urmă totul se reduce la motto-ul cel mai de succes accelerator din lume, care spune make something people want. Uh-huh. Cred că toate proiectele interesante și care aduc valoare într-un fel sau altul pentru consumator sau companii, indiferent dacă sunt ONG sau SRL sau startup și mai departe, au șanse să primească investiție, dar e important să știi ce să ceri și de la cine să ceri banii. Și aici e un alt punct unde launch poate să ajute. Să înțelegi care e momentul potrivit pentru a lua finanțare, cum să abordezi finanțatorii, poate dacă ești un ONG, adică sigur dacă ești un ONG, nu ai rost să mergi la o companie de venture capital pentru că nu vei primi finanțare. Însă sunt foarte multe granturi disponibile pe piață. Deci e important să știi unde să cauți. Cred că trebuie adăugat în slogan și o chestie de genul... Nu cred că ajunge să vrea oamenii ceva, pentru că oamenii vor lucruri destul de dubioase câteodată. Da, e o discuție mai largă. Bun, care sunt principalele probleme pe care le vedeți în acest segment de ecosistem, să spun așa, din perspectiva voastră? Mă refer la, nu știu, lipsă de viziune, educație financiară prea scăzută, lipsa unui research suficient de accentuat ca să nu cumva să vii cu al șaptelea proiect care de fapt e făcut deja în Asia de Sud-Est și tu nu știai și așa mai departe. Hai să dăm câteva exemple de lucruri pe care considerăm că ar fi benefic să le îndreptăm ca și comunitate. Deja am băgat și eu acolo în comunitate, să spunem. Sau, în general, lucruri pe care le constatăm pe piață. Evident, vedem o serie de startup-uri care au decolat, așa cum mai zicem în limbaj de birou, dar e și o zonă cu mult fight, cu multe ezitări, poate cu greșeli, cu lucruri care ar trebui îndreptate. Hai să vedem lucruri mai puțin ok pe care le constatăm și de care trebuie să țină cont cei care ne ascultă. Aș arunca câteva, dacă se poate, și pe care putem să construim și mai departe împreună cu colegii din launch. Te rog. O să fac asta pornind de la mic la mare, în a startup way, așa cum bine ai zis, este și launch. Trăim pe lângă fondatori de atâția ani de zile în HowToWeb și în programele HowToWeb, așa că ne uităm la fondatori. Și m-aș referi la nu probleme în mod special, dar la provocările fondatorilor din ziua de astăzi și din spațiul ăsta tech, care iarăși, cum zicea și Ștefan, tech nu trebuie să însemne că nu faci un produs pentru industria de agricultură. Poți la fel de bine să rezolvi o problemă din industria agriculturii cu o soluție tech. Deci important să înțelegi care este problema. Acum, întorcându-mă la provocări, se întâmplă. Adică elementele pe care le găsești în launch, ele există deja. Ce se întâmplă în launch sau ce este minunat la launch este că toate astea au acum o anvergură nemai întâlnită în România, și anume că găsești toți actorii ăștia și asta te ajută pe tine, de fapt, ca și fondator, să înțelegi că provocările tale nu sunt doar ale tale, adică nu doar tu le-ai experimentat. Sunt zeci, sute de fondatori, așa cum ne propunem să lucrăm în fiecare an cu aproximativ 100 de fondatori în launch, pe care le vei vedea la cei de lângă tine. Și poți să merg un nivel mai în profunzime aici.
referindu-mă la faptul că atunci când intri în launch, când ești selectat și acceptat în comunitate, ai ocazia să vezi alți aproximativ 10 fondatori care operează în alte industrii, poate cu totul și cu totul diferite de ale tale, dar sunt cam în același stadiu și au cam aceleași provocări ca ale tale. Și asta e o chestie foarte importantă pe care ți-o arată launch ție ca și fondator, și anume că nu ești singur și că provocările tale nu sunt doar ale tale, le împărtășești cu ceilalți. Doi la mână, ce ți aduce launch și provocarea pe care o ai până să intri launch, poate să fie că nu-ți dai seama că prin provocările au trecut și alții și sunt operatorii, mentorii și fondatorii de succes din ecosistem pe care launch acum îi aduce alături de tine și gata să te ajute. Și așa o să vezi care este o rezolvare deja testată, un mod de a soluționa provocările astea, de a trece peste barierele astea, pe care cineva deja poate să ți-l împărtășească. Și trei la mână, doar așa, ca să mă retrag și să poată să continue și colegii, este o chestie pe care o menționa și Monica mai devreme și cu siguranță că am tot vorbit-o și noi de-a lungul ultimelor luni, că până să-ți dai seama către cine te adresezi ca și finanțare a creșterii tale, trebuie să înțelegi ce poate să însemne creșterea produsului respectiv în industria aia. Să înțelegi bine cum te-ar putea vedea un investitor și care va fi investitorul ăla sau dacă va fi un investitor în cazul tău. Poate că va trebui să crești din revenue efectiv, din banii pe care îi face firma, sau poți să te adresezi maxim unui angel investor într-un moment dat, sau într-adevăr poți să te gândești că o să ajungi și în fața unui partener al unuia din fondurile de investiții. Și lucrurile astea trebuie să le înțelegi în primul și în primul rând. Și tot procesul ăsta este destul de neclar încă în ziua de astăzi, 2021, pentru fondatorii de startup-uri tech early stage, care, by the way, de cele mai multe ori sunt first time founders, adică trec prima dată prin experiența asta. Și fac pauză ca să preia și colegi. Hai să vedem, Ștefan, Monica, Dan, ce alte păcate, ce alte ezitări ar trebui, mă rog, corectate, ce lucruri credeți că ar fi bine să subliniem așa din punct de vedere mai critic? Sunt câteva aici, aș continua pe linia pe care a pornit-o Alex și aș construi pe ideile lui. În primul rând, mulți nu știu să se vândă și aici e o mare discuție și cred că Launch poate ajuta foarte mult aici. Sau unii știu să se vândă prea bine și nu prea... sau așa și sunt prea îndrăgostiți de ideea lor. Eu am investit pe vrăjeală de câteva ori și îmi pare rău. Mă, să mă suni. Da. Te mai caut. Cred că Launch poate ajuta foarte mult pe founder să pivoteze, pentru că, în general, un investitor sau un finanțator nu se uită la idee foarte mult, se uită și la idee, evident, dar se uită foarte mult la capacitatea de implementare. Și, cu siguranță, în cursul unui accelerator, de-a lungul construcției ideii sau business-ului, schimb de multe ori ideea până ajungi la formatul optim. Și cred că Launch poate ajuta să pivoteze. Am văzut asta destul de mult și am văzut-o și în experiența pe care noi avem cu diverse business-uri. E bun și un psiholog, știi, să te pregătească pentru ideea, că ideea ta nu e neapărat idee, și să te învețe să te desprinzi de... Am văzut destul de mulți antreprenori care au rămas îndrăgostiți de ideea lor și sigur că unele sloganuri din astea pe care le vedem pe site-urile motivaționale pentru antreprenori sunt, după părerea mea, pur și simplu greșite, știi? Never give up e probabil cel mai aiurea dintre ele, da. Și mai mult în zona, doar ca să completez ce spui, în zona de antreprenori sociale. Acolo o să vezi că sunt cei mai îndrăgostiți de ideea lor și nu văd mai departe cum să o scaleze, pentru că rămân blocați cumva în paradigma inițială. Și aici e mult de lucru și poate ajuta foarte mult o zonă de mentorat profesionist să-i ajute să scaleze ideea lor inițială, să o transforme în ceva sustenabil. Ok. Completări? Da, aș continua aici pe zona de scalare. Cred că un lucru important este să nu mai gândim așa de mult local. Mi se pare că trebuie să realizăm că piața noastră acum e o piață de 3 miliarde jumătate de oameni, toți conectați la internet, și e timpul să accesăm direct piața respectivă și să ne mai uităm doar la România. Da, eu spun pe filtrul no bullshit că trebuie să învățăm să nu mai fim români, în sens rău.
E bine să fim români în sens bun, dar mă întâlnesc foarte des cu complexul ăsta. Gen, nu rezolvăm noi din România, boss, treaba asta. Nu, noi suntem... Ne uităm în America ce se întâmplă, ne uităm în UK și... Băi, nu e așa. Și unul dintre lucrurile pe care companii precum UiPath le-au făcut extraordinar în zona asta este faptul că pentru cei care au înțeles, iată că nu mai contează din ce în ce mai mult, nu mai contează de unde lansezi și au făcut un serviciu extraordinar comunității autohtone. Eu cunosc și chiar sunt investitori în startup-uri care au ajuns să folosească nume englezite cumva, știi? Mihai a devenit Mike și așa mai departe, ca să nu pară români. Că, na, acum... Putem vorbi pe cinstite. Și launch a făcut asta, se numea... Launch era inițial lansare, dar a zis Bogdan, hai să-l numesc era launch. Domeniul luat. Lansează, cu ă trebuia să fie. Lansează.ro. E liber. Da. Launch în societate poate să fie propriul său grup, că de asta este o comunitate și o comunitate are niște reguli specifice. Scuze că intru, mi-am dat seama că ai zis la început Clubhouse, dar nu știu exact cum este Clubhouse, dar cred că așa este. Și așa că o să mă joc puțin. Voiam să zic că avem și noi niște reguli ale noastre, un fel de cultură a oamenilor care sunt implicați în launch. Mă refer la fondatori și toți cei din jurul lor. Și sunt câteva chestii foarte simple. S-ar putea să definească ce înseamnă partea bună a fi român, pentru că evident le practicăm noi și nu suntem americani care au aterizat aici. Și anume că ești aici, tu ca fondator, mă refer în prima fază la niște reguli așa de comunitate, la cultura comunității, ești aici ca să afli care este de fapt adevărul, nu neapărat să ai dreptate. Ești aici nu să răspunzi la feedback, ci să îl primești și cât mai mult și de la cât mai mulți oameni diversi și să-l lași acolo să te deranjeze, dacă se poate. Adică dacă te-a deranjat, înseamnă că este feedback-ul care trebuie. Noi îți dăm un fir roșu prin activitățile pe care le ai în perioada de inducție și mai departe în comunitate și tu trebuie să vii cu provocările tale. Deci tu trebuie să te deschizi ca să înțeleagă oamenii ăștia de ce ai nevoie de fapt și trebuie să, nu pot să o spun decât în engleză, n-am găsit încă exact cum să o spun, pick everyone's brain. Deci trebuie să îi storci efectiv tot ce se întâmplă și pe toți oamenii cu care ai ocazia să interacționezi în comunitatea asta, că sunt fellow founders din cohortă, că sunt oameni cu care lucrezi, oameni cu care te întâlnești, iar noi suntem parte din echipa ta, iar în perioada inițială intensă chiar suntem parte din echipa ta și îți suflăm în ceafă. Un lucru care te pune, îți pune și mai mult gaz pe foc și cum zicea Bogdan, te ajută să nu pierzi momentumul ăla, că momentumul ăla poate să implice pivotare, cum zicea Ștefan, sure, dacă momentul ăla poate să însemne o ușoară creștere, că momentul ăla poate să însemne un nou partener, un nou client, pe cineva în echipă, important este să continui să dezvolți produsele utile, foarte important, cum zicea Dani mai devreme, ideea este să rezolvi o problemă și să dezvolți un produs util, că altfel nu o să fie creștere de dragul creșterii. Și mai o chestie pe care aș vrea să o adaug, apropo de toată treaba asta cu feedback învățat, antreprenorii sunt optimiști, sunt bolnavi de optimism. Toată lumea știe că 95% din startup-uri se închid, dar nimeni nu crede că este în aia 95%, toți cred că sunt în ceilalți 5%. Și asta e ok, că altfel n-ai cum să faci treaba asta dacă ai vreo îndoială. Dar, pentru că ești atât de bolnav de optimism, începi să... să spun, să-ți pictezi în cap o poveste foarte roz în care toate lucrurile pe care tu ți le imaginea sunt alea corecte și de multe ori uiți unde pot să fie probleme. Ei, frumusețea lucrurilor ăstuia pe echipe este că îți este mult mai ușor să descoperi probleme la ceilalți cu care lucrezi și după aia să-ți dai seama că, de fapt, alea sunt și problemele tale. Este mult mai ușor să faci chestia asta printr-un peer, lucrând cu peer, și decât dacă te pui tu în fața tablei și încerci să faci o analiză, cum să spun, foarte exactă a riscurilor pe care le are startup-ul tău. Deci munca asta în echipă a fost foarte interesantă și foarte, de foarte mare impact până acum. Te rog, Monica. Mi-a plăcut că tocmai ai menționat cuvântul metodologie și vorbeam de antreprenorii, spunea Bogdan, care sunt optimiști, că altfel nu s-ar apuca de așa ceva.
E fix asta, ești optimist, am văzut asta și din papucii startup-ului în trecut. Ai deschiderea de a învăța de la clienții tăi, ești pregătit să faci iterații, dar e important și asta aduce lungi pentru antreprenori, să știi că există anumite metodologii pe care le poți aplica, anumite contexte pe care le poți înțelege din ce au trecut alții înaintea ta, ca să nu mergi neapărat iterativ și să mai și sari etape din greșelile pe care le faci. E important să-ți înțelegi clienții finali și să renunți la preconcepții, că vorbim de oamenii care se simt români și trebuie să-și englezizească numele ca să fie... Ești Monica, nu ești Monica, perceput, știi? Cumva, exact, tu ai noroc, așa. Ai un nume universal, așa e. Dacă te cheamă Dragoș, zic eu că nu te scot ăștia din Dragon, Drago și Dragan. Never. Voi ăștia cu nume cool de astea, Dan, nu știți cum e să fii persecutat pe baze de sedilă. La fel e când ești la mijloc între startup-uri și corporație și vezi cum corporatiștii cred despre startup-uri că sunt niște tineri neexperimentați, când de multe ori startup-urile sunt formate de foști corporatiști cu super experiență, și cum startup-urile cred despre oameni din corporație că înoată în timp, în resurse și în alte chestii de genul. Și mai depinde și de corporație. Normal, depinde cel mai mult de om în particular, da, probabil, dar e important să fii deschis și să înțelegi, să pui întrebări, să înțelegi cu cine vorbești și care e situația acolo. Bun, rămânem out of time așa ușor, ușor. O să vreau de la fiecare dintre voi o idee principală și importantă așa de reținut, ca și cum am avea o emisiune de tip Twitter, așa, doar 30 de secunde de înregistrat și de făcut un promo foarte șmecher. De fapt, vreau să fac un promo, să-mi fie mult mai simplu, așa că o să vă rog pe fiecare dintre voi să spuneți în 30 secunde o idee pe care ați vrea să o ia acasă cei care au petrecut timp. Vă las un pic să vă gândiți și înainte de asta, warm-up, așa, o întrebare pe care o vedem și din social media și din mesajele Telegram, WhatsApp, Signal. Care sunt domeniile care sunt trendy, fancy-cool, investibile și de viitor în opinia fiecăruia dintre voi? Asta fiind penultima întrebare înainte de concluzii. Hai să vedem într-o ordine total aleatorie cine vrea să înceapă. Hai, te rog, Ștefan. Ok. Pentru România, aș spune mediu, healthcare și agricultură. Ok. Scurt, cuprinzător, convingător. Dan? Cred că în educație sunt foarte multe oportunități. Aș vrea de asemenea să văd mai multe startup-uri pentru consumer. În România vedem foarte multe startup-uri B2B și cred că putem să construim produse sociale și produse pentru consumatori din România pentru tot globul, să spunem așa. Ok. Monica? Pot să spun ce ne interesează pe noi. Vedem foarte mult creșterea atacurilor cibernetice, deci ne dorim să lucrăm cu startup-uri de securitate și să vedem mai multă efervescență în zona asta, să trecem de la ce sunt obișnuiți oamenii acolo să dezvolte servicii către a construi produse. Ne interesează tot ceea ce ține de transportul și de manipularea datelor, să zic așa, AI-ul, cred că o să ne ajute în foarte multe domenii. Și ne interesează de asemenea zona aceasta în care trebuie să fim atenți cu mediul în care trăim. Ar fi foarte bine să se întâmple asta și să existe din ce în ce mai multe startup-uri care să primească bani și în aceste arii. Bogdan? Eu mi-aș pune banii pe niște domenii mai boring, gen Enterprise AI. Cred că tot ce înseamnă process mining, RPA verticalizat, vor fi niște chestii foarte interesante în anii următori. Pentru lucruri din astea mai digestibile am avea The Creator Economy, acum mai o grămadă de tone în care fiecare poate să-și monetizeze talentele și treaba asta doar se va accelera.
Și cred că pandemia a dat un mare, a împins foarte mult înainte zona de educație, de transport și de sănătate. Și aici vom vedea o grămadă de lucruri care se vor întâmpla în perioada următoare. Și na, și social-ul, știi când ziceai că social-ul e dead, ți apare un clubhouse, în fintech apar în continuare produse interesante, dar acolo e mai nișat. Upgrade 100 live now. Install the best version of you. Așadar, haideți să vedem idei de dus acasă. Idei de reținut, de notat pe Kindle, pe Remarkable, pe WhatsApp, pe ce vrea fiecare, cu liniuț așa. Hai să vedem pe rând așa. Alexandru, te rog. Numește niște voluntari. Te rog. Luăm așa, în ordine alfabetică, Alexandru, Dan, Monica, Ștefan... Și între Alexandru și Dan îl luăm pe Bogdan, ca să ne ordonăm alfabetic așa după numele mic, că suntem între prieteni. Alexandru, te rog. Ideea principală de notat și luat acasă. Ideea principală este că dacă ai lansat sau urmează de la zi un produs, drumul de la produs la un startup de succes este cu siguranță anevoios. Launch este aici tocmai ca să-ți crească șansele de reușită pe traseul ăsta. Bum! Bogdan! Ca să faci drumul ăsta, te punem în contact cu... Cred că avem aproape 200 de persoane, experți, mentori, fondatori care au trecut prin chestia asta și de la care poți să înțelegi cum se fac cărnații cât mai bine. Bun! Dan? Sunt sute de motive din cauza cărora un startup poate să eșueze și nimeni nu-ți poate garanta succesul, dar noi vrem să ne asigurăm că accesul la resurse, la mentor și la finanțare nu este unul dintre motivele pentru care nu ți-ai transformat proiectul într-un startup de succes. Bun! Să vedem, Monica... Prin Launch suntem aici lângă tine să te ajutăm cu expertiză, să înțelegi piața pe care o adresezi și să te ducem la primii clienți. Oh, that was nice. Mulțumim. Și Ștefan. Îmi place că am făcut un fel de continuă poveste aici. Asta normal facem și în Launch. Vino în Launch, unde poți să eșuezi, ca după aia în viața reală să poți să scalezi și să-ți crești business-ul. Bun, bun, stai că am și pentru tine ceva. Oh, that hurts. Merge. Doamnelor, domnilor, astăzi am vorbit despre comunitatea Launch, un nou proiect How to App sprijinit de prietenii de la BCR Social Finance, Orange, Google și poate se vor alătura și alți parteneri și alți oameni care vor să pună umărul la un mediu antreprenorial în zona de tehnologie cât mai sănătos pentru România, oricum. Oricât sună așa de ciudat, cumva s-a demonetizat așa cumva treaba asta, dar un ecosistem de startup-uri sănătos ne ajută să avem și o clasă politică mai calificată, pentru că guess what, o să fie din ce în ce mai mulți oameni educați și cu bani și care o să investească în chestii și așa mai departe. Mă rog, vorbim altă dată. Până una altă, alături de noi au fost Alexandru Agatinei de la How2Web și Bogdan Iordache, tot de la How2Web, alături de noi virtual, dar cât se poate de real, Dan Ioroș de la Google, Monica Obogeanu de la Orin și Ștefan Puciuc de la BCR Social Finance. Eu sunt și o să și rămân același Dragoș Stanca. Mulțumesc mult pentru timpul pe care ni l-ați alocat și astăzi. Vă reamintesc, podcasturile noastre sunt pe upgrade100.live. Bye bye, stay safe. Upgrade 100 by Dragoș Stanca at Radio Guerrilla. Shutting down the system.